Astăzi am decis să fac ceva un pic mai special pentru voi, oameni buni. Am aici un site pe care putem găsi o grămadă de iluzii optice. Cât de multe? Vreo 133. Da, știu, e un număr astronomic de gigantic de iluzii optice. Ce e drept, unele s-ar putea să fie mai interesante, altele s-ar putea să fie mai... știi cum e. Dar eu sper să găsesc o grămadă de iluzii optice extrem de foarte interesante care să vă facă să vă gândiți că, mamă, ce creier mișto avem care face chestii și wow! Da, dacă o să vă placă acest episod, nu uitați să-i lăsați un like, nu uitați să lăsați un comentariu în care să-mi spuneți că sunt foarte sexy și că sunt plin de energie în fiecare zi, deși în interior simt că mor. Bun, și să verificați linkurile din descriere către G2A, Facebook, Instagram și înainte de a trece la iluziile optice pe care le vom vedea astăzi, vreau să vă spun că pe data de 19 și pe data de 20 voi fi la București, la Comic-Con, la standul Asus, oameni buni. Nu știu exact ce o să fac acolo. S-ar putea să am ceva de dat la giveaway, s-ar putea să am un moment cu un microfon în care să vorbesc și aia o să fie foarte interesant. Sau dacă vreți să veniți să faceți o poză cu mine, puteți să faceți chestia asta. Deci, Comic-Con 19, erau doar două numere și le-am greșit. 19 și 20 în weekend la Comic-Con, la standul Asus, mă puteți căuta pe acolo și cel mai probabil o să mă găsiți dacă vreți ceva de la viața mea. Asta sună ciudat. Bun, hai să trecem la iluziile optice de astăzi. Ce voi face înainte totuși? Voi traduce acest site în limba română folosind Google Translate-ul de pe Google Chrome, pentru că fiecare iluzie optică are și niște instrucțiuni pe care trebuie să le urmezi ca să înțelegi ce se întâmplă acolo și dacă le las în limba engleză va trebui să vi le traduc eu vouă și nu vreau să fac chestia asta pentru că 1 la mână îmi este foarte lene și 2 la mână va dura prea mult și nu vom putea să vedem cât mai multe iluzii optice. Asta ne interesează pe noi, am prea multă energie, de ce vorbesc atât de repede? Mai ușor Pink că ne sperii și pe mine mă sperii, ok? Astăzi e o zi foarte, foarte ciudată în care nu mă simt deloc în apele mele. Bun! Vedeți că în partea dreaptă avem toate acele iluzii optice, da? Iar în partea stângă avem un fel de listă cu aceleași iluzii optice care sunt cumva structurate pe capitole. Avem, cum adică, stai o secundă, cum adică propunere și timp? Show original, motion. De unde până unde ai tradus tu motion, adică mișcare în propunere, nu știu. Apropo, de ce Dumnezeule Mare ai tradus our brain sucks în creierul nostru e de rahat? Google Translate, te rog! Video ăsta ar trebui să fie family friendly. Iisuse Hristoase, bun. Deci avem iluzii optice de mișcare și de timp, avem iluzii optice de luminanță și contrast, avem iluzii optice de culoare, bla bla bla, avem iluzii optice specialități cu fețe. Ok, deci iluzii optice cu fețe, cu fețe de oameni și vreau să le văd pe alea cu fețele de oameni pentru că alea sunt de cele mai multe ori cele mai interesante. Ok, hai să mergem acelea, da, bun. Mască rotativă de față. Fețe goale. Ok, ok, foarte interesant. Oh, Doamne Iisuse, ce Dumnezeule Mare, iluzia asta optică arată foarte creepy. Stai o secundă, ce? Wait. Holy shit, stai o secundă. Wow. Acestea sunt măștile de față rotative. Stânga calculată pentru condiții de iluminare corespunzătoare, v-am zis că nu mă simt bine astăzi, nu pot să citesc. Dreapta, filmată dintr-un obiectiv real, rețineți că versiunea goală negativă a feței se transformă imediat într-o viziune pozitivă, nu o puteți ține. Oh, shit, da! E atât de creepy, deci în partea dreaptă... Oh my god, în partea dreaptă e ceva real, în partea stângă e ceva simulat pe calculator, da? Și te-ai gândit, frate, dacă e în stânga, e simulat pe calculator, are sens, da, de ce să fie o iluzie optică, că e mai ușor de făcut, dar în partea dreaptă e ceva real. Cum Dumnezeule Mare se rotește masca aia, ok, pe interior e altfel de mască, dar atunci când iese la iveală, dintr-o dată ți se pare că ea de fapt este în relief. Holy shit, oh my god, asta e genial, ok, bun. Prima iluzie optică nu m-a dezamăgit deloc, a fost chiar foarte înfricoșător de... Ok, găsiți fața în fasole. Ok, ce fasole? Aia este cafea. Aia este cafea. Cum adică fasole? Mă rog, ia să traducem și pagina asta. Găsiți fața printre fasole. Boabe de cafea, vrei să zici. Imaginea din dreapta plutește în jurul internetului. Ești serios? Cum adică în jurul internetului? Mă rog.
nu știu sursa originală, bla bla bla. Imaginea este însoțită de tot felul de inferențe asupra dezvoltării dumneavoastră mentale. Mamă, ce traducere, mersi Google, în funcție de întârziere, până când găsiți fața înăuntru care sunt de fapt lame, deși încep cu conform recentelor dovezi medicale. Dude, asta n-are nicio logică, dar cert este că în aceste boabe de cafea se află o față undeva. Îmi puteți vedea cursorul, ok. Trebuie să mă uit de la distanță. E o față formată din mai multe fasole pentru că nu o văd. Care ar trebui să fie ochii? Sau e o fasolă care arată ca o față pe undeva? Asta n-are nicio logică. Nu văd nicio față mare. Este ceva, e o față? Pare o frunte gigantică cu un nas și cei drept acolo ar fi ochii. Aia este? Asta nu e o iluzie optică, e ceva gen găsește ceva din altceva. Cred că tocmai am descoperit una dintre cele mai șmechere iluzii optice existente vreodată. Deci avem punctele astea, da? Sau, mă rog, cercurile astea, colorate. La prima vedere, parcă e ceva ciudat la ele, dar nu prea poți să-ți dai seama ce. Fă rost de o pereche de ochelari de soare. Dacă porți deja ochelari, cum port eu, dă-i jos. Și ce trebuie să faci? Trebuie să te uiți printr-o lentilă, ceva de genul ăsta. Și să nu închizi celălalt ochi. Oh my god! Spune-mi ce vezi. O să-ți dau câteva secunde să te duci să găsești și tu o pereche de ochelari. Oh my god, dude! Este 3D! Este 3D! Vezi 3D punctele alea? Nu sunt 3D punctele, dar pe unele dintre puncte le vezi mult mai în spate decât alte puncte. Sunt cumva pe 3 nivele. Punctele care se mișcă de sus în jos, foarte încet, sunt între punctele care se mișcă spre stânga, alea sunt cel mai în spate. Și apoi punctele care se mișcă spre dreapta, alea sunt cel mai aproape de tine. De fapt, sunt toate la același nivel, dar... Oh my god, asta... Oh, Jesus. Asta este genial. Să-mi bag piciorul. Asta a fost chiar foarte mișto. Nu ca prostia aia cu... Intră-mă la loc, așa. Nu ca prostia aia cu fasola, Iisuse Hristoase. Bun, hai să ne întoarcem la pagina asta principală pentru că mai avem o grămadă de iluzii. Uite, de exemplu, pe asta am mai văzut-o. Sunt niște căpșune care, practic, sunt verzi. Le vezi roșii, nu-i așa cât de cât. E roșu acolo, nu? Imaginea asta este complet, total făcută numai din culoarea verde. Ceea ce știu că pare cam ciudat, dar da, unde vezi tu roșu este de fapt verde și aparent se întâmplă ceva pentru că tu știi că căpșunele sunt roșii și vezi alte culori și practic, dar e practic teoretic totul verde. Și uite, dacă dai hover peste imagine, vezi că se dispare totul și rămân numai cercurile alea. Și acolo cât de cât îți poți da seama că e un fel de culoare verde, dar dacă lași să vezi căpșunele, ți se par roșii. Este interesant. Mă rog, hai să revenim la pagina principală. Hai să vedem ce alte iluzii optice interesante găsim aici. Ia să vedem. Hai să dăm pe... uite asta. Asta pare foarte simplu de observat. Stai să băgăm și limba română. Aceste efecte pot fi destul de subtile. Ok, care sunt efectele? Pentru că nu-mi dau seama ce ar trebui să fac. Fenomenul bla bla bla. Imaginii stânga e numit autofocus. De asemenea, nu mă interesează. Spune-mi ce trebuie să fac, dude. Asta e prea plictisitor, frate. Nu stau să citesc un perete întreg de text și nici măcar nu observ iluzia optică din prima. Bun, hai să vedem, de exemplu, asta. Asta e de aia de să mișcă, care... De fapt, nu se mișcă, da. Am mai văzut, astea sunt iluzii de-astea foarte cunoscute de lume și de oameni. Nu sunt atât de rare, le vezi peste tot chestiile de genul ăsta. Și astea, de fapt, nu se rotesc, deși îți dau impresia că se rotesc atunci când nu te uiți la ele, mai ales. Oh, ok, e un pic trippy. Bun, ia să vedem ăsta ce e. Stai că se încarcă. E un fel de cerc care se învârtă. Se învârte. Ok. Roata de culori din dreapta se rotește inițial încet. Ok. Bun, se rotește încet. Bun. Lucrurile interesante apar la delta sau... Ăla e semn de delta triunghiul ăla, parcă așa știam. 60 de grade. Ok. Unghi. Stai o secundă. Stai. Sunt trei culori, da? Sunt trei culori. Acum... Sunt, cum ar veni, șase.
Wow, 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 wow. Acum sunt și mai multe. Stai. Wow! Ce mișto face! La 60 de grade. Ia să vedem ce se întâmplă. Mamă! La 60 de grade e din ce în ce mai rapid și vezi culorile astea. Stai o secundă că văd mov. Văd mov. Este culoarea mov. Nu e, nici măcar nu este culoarea mov, este albastru și roșu și pentru că se mișcă atât de repede se combină. Dar nu se combină, le vezi tu combinate. Ok. Hai că asta a fost foarte interesant. Altceva, ce mai avem pe aici? Să apăsăm pe ăsta. Watercolor Illusion. Ok, ce ar trebui să observ? Mai sus vedeți un fel de tabel de verificare de 3x3 delimitat de margini ondulate colorate. De asemenea, puteți vedea că fiecare altă pătrată, da, ok, este colorată subtil. Pentru mine ele par portocaliu. Ok, sunt niște linii ondulate portocalii și unele mov, să zicem, sau roz, da? Când liniile portocalii... Bă, stai! Pătratele astea, deși nu sunt chiar pătrate pentru că sunt liniile alea ondulate, se fac mai portocalii. Uite, acum sunt sus mijloc și jos mijloc și pe părți mijloc și după aia sunt pe diagonale. Dar nu sunt, de fapt, sunt aceeași culoare, nu? Tot pentru că linia mov, pentru că intră la interior în unele pătrate, ai impresia că tot pătratul este mai portocaliu decât celălalt, dar aparent, de fapt, nu este... Oh my god, ok, aia este un pic cam prea mult, da. Ce Dumnezeule mare, e un craniu ăla, ok. Ce am putea să mai dăm? O avem pasta cu o față. Dr. Angry and Mr. Smile. Ok, fața din stânga este foarte supărată, fața din dreapta nu e. Și apoi fața din stânga nu e și fața din dreapta pare foarte supărată. Stai o secundă, stai să debifăm autoranul. Dude, este total invers. Deși, la un moment dat, dacă dai blur prea mare, nu mai observi nici în dreapta că e supărat. Oh, man. Oh, ok. Minunat. Serios, asta e mișto. Deci, practic... Zici că fața din stânga e perfect fericită și fața din dreapta e supărată și dai și este exact invers. Ok. Bun, nici măcar n-am avut nevoie de traducere acolo. Care-i faza aici? Ok. Pictura învecinată sau alăturată afișează o variație a binecunoscutului triunghiului Canisșa. Ok. Albastru Pack People. Ce Dumnezeu! Bă! Știi ce? Cred că mai bine lasă în engleză, că măcar să pot să citesc și eu și să înțeleg. Defined by the recata... Ok, which seems... Bun, care e faza? Ce ar trebui să observ? Pentru că observ un triunghi în interiorul triunghiului doar pentru că este delimitat de cercurile alea la care lipsește câte o bucățică, dar... Sunt eu nebun că nu-mi dau seama de nimic. Observ aia, dar nu e atât de impresionantă. Nu la fel cum a fost... Ce e asta? E un elefant? What the fuck? E un elefant? În niște... Dă-mi secundă că nu înțeleg. Grab the central area with your mouse and drag it between the outer... You may show results. Stai o secundă. Oh, știi ce trebuie să facem? Trebuie să luăm săgeata asta și să o punem cu vârful cât la mai la mijloc. Să punem săgeata cu vârful cât mai la mijloc și apoi vedem dacă avem dreptate. Cred că e ceva de genul ăsta. Afișați rezultat. Oh, eram... Wait, what? Era mai? E imposibil. What the fuck? Stai să pun... Ok. Holy shit, e adevărat. Deci, dacă te-ar pune cineva să pui vârful acestei săgeți... La mijloc. Dar unde l-ai pune? Cam pe aici, pentru că distanța, uite, de aici până aici, pare cam aceeași cu distanța de aici până aici, da? Dar, de fapt, e mult mai... Holy shit, asta e foarte, foarte ciudat. Extrem de foarte ciudat. Hai că, după ce ți dai seama ce trebuie să faci, e... ok. Bun. Mai avem timp?
mai avem foarte puțin timp, hai să ne mai uităm la o iluzie optică pe care să o selectăm. Uite pe asta, de exemplu. Ok, un punct care... De ce mi se pare că e un fel de cerc în mijloc și se mișcă cât de cât? Sau mărginile cercului se mișcă? E un cerc pe care îl văd. Când mă uit în mijloc, văd așa un cerc. Uite ceva de genul ăsta. Uite așa e. Îl vedeți și voi? Ok. Minunat! Da, nu știu exact ce se întâmplă, dar eu văd un cerc. Dacă vedeți la fel, să-mi scrieți în secțiunea de comentarii. Punctul ăsta până... Bă, punctul ăsta se duce până la cerc, ești nebun? Până la capătul unde cred eu că e cercul. Cred că din cauza punctului observ eu chestia asta cu cercul. Da. Dar pot să jur că se mișcă. Uite, când mă uit fix în locul unde se mișcă, nu se mai mișcă. Bun. Ok, astea au fost iluziile optice de astăzi. Nu uitați să lăsați un like, aș aprecia foarte mult dacă ați face chestia asta. Nu uitați că ne vedem la Comic-Con, acolo și la standul Asus. La un moment dat m-a sunat contactul meu de la Asus și mi-a zis că va trebui să fiu pe scena asta după ce v-am zis că nu știu ce o să fac. Voi fi pe scenă aparent duminică și voi fi comentator la un match de Fortnite, deci asta o să fie minunat. Și o să ne revedem pe data viitoare. Pa, pa! G2A, jocuri ieftine! Bleh!